În data de 22 iulie 2017, mai mulți cetățeni din Rom au intrat într-un bar din Berbeș și au început să facă scandal. Patronul, care tocmai a intrat în bar, le-a cerut să înceteze și să părăsească localul. După un schimb dur de replici, unul dintre bărbați a dat o palmă patronului în vârstă de 66 de ani. Acesta nu a ripostat în niciun fel și a încercat să se retragă, în moment în care romul bătăuș s-a pus cu pumnii pe el. Victima, un angajator important din Berbești, unul dintre cei mai mari, care are peste 100 de angajați și cu o cifră de afaceri de peste 4 milioane de euro, și-a scos certificat medico-legal și este decis să-și facă dreptate. Așa cum statul român știe să ceară taxe și impozite, tot așa cei care le plătesc trebuie să poată trăi liniștiți fără a fi terorizați de niște indivizi care, probabil, au ajutor social și nu aduc în niciun fel plus valoare societății. Florian Marin, prefectul de Vâlcea, a chemat factorii de decizie la instituția prefectului, cerând lămuriri cu privire la ancheta care a început deja. Potrivit reprezentantului guvernului în teritoriu, s-a deschis un dosar penal, urmând ca după emiterea certificatului medico-legal să se ia măsuri contravenționale în cauză. Mai mult, prefectul a cerut lămuriri și cu acea presupusă taxă de protecție cerută copiilor din Berbești.